Prima temă, importanța postului și respectarea lui astăzi. Dacă inițial se gândea ca printr-un astfel de text să fie mai îmblânzit postul, s-a ajuns ca această temă să fie asumată dintr-o perspectivă de mărturisire. Mărturisim importanța postului. Nu putem să nu asumăm această realitate ascetică pe care Biserica o poate folosi ca mijloc de întărire duhovnicească. E foarte important sfârșitul paragrafului pe care îl vedeți pe ecran, pentru că, în sfârșit, ieșim dintr-un formalism de dietă alimentară. Sfântul și Marele Sinod va proclama faptul că post nu înseamnă numai regim alimentar. Și cred că credincioșii noștri vor putea pricepe acest lucru. Pocăința, milostenia, faptele bune, lucruri pe care am învățat în facultății de teologie. Dar e foarte greu să le trăim în contextul vieții de zi cu zi, pentru că e mai ușor să ai pântecele gol de bucate decât sufletul gol de păcate, cum spunea în Dosofteniu Psaltirea versificată. Documentul, în finalul lui, dă libertate fiecărei biserici autocefale de a aprecia prin economie realitatea cu care ea se confruntă. V-am spus că regret că a fost scos de pe ordinea de zi acest subiect al economiei, pentru că, de fapt, toate documentele vorbesc despre economie. Noi vorbim despre economie sau manifestăm economia prin toate aceste texte, fără să fi putut stabili ce înseamnă, de fapt, economia. Toate aceste manifestări ale economiei nu trebuie să slăbească, într-un fel, valoarea postului. Unii se temeau de acest text, zicând că, dacă apare, economia și îngăduința va fi lege. Nu e adevărat. Canoanele prevăd economia ca o posibilitate, ca o asumare a responsabilității. Canonul 102 Tulan spune că fiecare păstor trebuie să le cunoască și pe cele aspre și pe cele blânde. Și pe cei ce nu pot să primească cele aspre, trebuie să-i poftească la cele blânde. Noi nu putem impune decât lucrurile pe care oamenii le pot purta. Când lucrurile nu pot fi purtate, noi, ca biserică, trebuie să ne coborâm la starea fiecăruia, astfel încât să ajutăm să poarte povara. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit. Nu poruncindu-le să păzească toate câte v-am dictat eu. Un alt text care nu a întrunit consensul încă este legat de Sfânta Taina Cununiei și impedimentele la căsătorie. Nu voi citi tot de pe ecran, doar vreau să precizez că Comisia a adăugat un preambul în care se insistă asupra cununiei ca o realitate ce izvorăște din creație. Personal am fost foarte jenat, eu ca profesor de drept canonic, de excesul cu care a fost folosit cuvântul instituție. Instituția căsătoriei, instituția de drept divin, instituție sacramentală. M-a bulversat puțin această noțiune, dar probabil că nu e important ce mă bulversează pe mine. Însă e minunat că s-a ajuns la introducerea acestui preambul în care se afirmă fără de tăgadă că familia nu este un contract. Biserica nu binecuvintează o unire contractuală. Biserica naște în Hristos familie. De aceea este o taină în Hristos și Biserică. Lucrul acesta este formulat foarte clar și eu zic că e un lucru extraordinar. Textul arată că rămân în vigoare canoanele vechi, care sunt vechi, dar sunt noi, pentru că sunt în tradiția Bisericii. Și sunt menționate două canoane, 53 Trulan și 54 Trulan. Vă las să le citiți. Aceste canoane, de fapt, sunt temeiurile pe care Biserica Ortodoxă le are în legătură cu impedimentele. Din păcate, tot ceea ce
este impediment în biserică, este înțeles greșit de către disciplina juridică, dacă ea nu este înduhovnicită. Impedimentul la căsătorie nu este anulat prin dispensă, ci chiar dacă există un impediment, îi se îngăduie preotului să săvârșească ceea ce n-ar trebui săvârșit spre mântuirea, cât se poate, a credincioșilor. Deci impedimentele nu sunt ridicate prin dispensă, adică doi verișori, după ce au primit dispensa, nu încetează să fie verișori, sunt verișori. Dar biserica își dă seama că nu poate să nu aibă o atitudine de milostivire asupra celor ce sunt într-o situație de incoerență, să-și manifeste economia. În canonul 53 avem impedimente legate de rudenia spirituală și un lucru foarte important, rudenia spirituală este mai presus decât legătura trupească. De ce? Legătura trupească ți-o dă Dumnezeu. Legătura spirituală ți-o asumi tu. Deci dacă tu ți-ai asumat o legătură spirituală, nășie, o relație spirituală, tu nu poți să o înșeli, să o trădezi și să spui că se poate și așa. Biserica nu poate să treacă cu vederea acestei impedimente. Iar canonul 54 Tulan se referă la impedimentele legate de rudenia de sânge. Acolo, în partea de jos, când citiți acest text, am marcat între paranteze și gradul de rudenie. La ce nivel de rudenie se referă fiecare dintre aceste grade. Așadar, acest text privind familia, căsătoria, spune că familia nu este doar o binecuvântare a unei convenții de conviețuire. Și spune foarte clar, nu putem vorbi de familie decât dacă trăim ceea ce Dumnezeu a născut prin creație. Bărbatul și femeia uniți în Hristos și în biserică. Punct. Biserica nu poate să fie confuză la acest nivel. Și mai mult, are datoria să mărturisească. Nu ne putem ascunde după expresia politicului corect, zicând nu e bine, nu dă bine, nu se poate, trebuie să fim voalați, trebuie să fim prudenți, să nu jignim, să nu suferim, dacă cineva se simte vexat că noi mărturisim, că nu putem folosi noțiunea de familie decât atunci când e vorba despre ceea ce Dumnezeu a zidit prin creație. Pe de altă parte, nu renunțăm sub nicio formă la principiile pe care Biserica le-a enunțat în tradiția canonică. La aceste impedimente la căsătorie. Textul mai are și altă abordare legată de impedimente, care merită o analiză mai aprofundată. Cred că într-un document sintetic, care avea nevoia să fie adoptat prin unanimitate, nici nu se putea intra în mai multe amănunte. O analiză canonică mai profundă a acestor două impedimente, care sunt cu liniuță pe ecran, merită făcută și cred că va fi făcută în etapele următoare, dacă nu acum. Dar bigamia și absența divorțului civil sau constatării nulității căsătoriei sunt impedimente absolute. Apoi sunt cele două impedimente care, spun eu, mai merită o analiză aprofundată. Biserica nu acceptă căsătoria după depunerea voturilor monahale. Da, este un adevăr, dar de fapt biserica arată că nu poți fi în același timp monah și căsătorit. Dar dacă ai ieșit din monahism, ai fost scos din monahism, ești mirean, pentru că cei care sunt în monahism sunt niște mireni cu o anumită promisiune făcută, după ce au fost scoși din monahism, revin mireni, ca noi le spun că nu pot fi opriți de la împărtășanie, cei ce sunt scoși dintr-o astfel de stare sau caterisiți sau scoși din starea de mirean, deci dacă nu pot fi opriți de la împărtășanie, înseamnă că pot fi reintegrați în starea pe care și-o asumă, dar e o dezbatere care merită o analiză canonică mai profundă. Și apoi, cea de-a doua impediment, nu este acceptată căsătoria după hirotonie. Se spune în text chiar că hirotonia este impediment la căsătorie. Cred că merită nuanțată. Nu hirotonia este impediment la căsătorie, ci căsătoria după hirotonie
este o nerânduială sau nu poate fi săvârșită hilotonia pentru cineva care s-a căsătorit în nerânduială sau care a beneficiat de economie atunci când era încă nehilotonit. Cel de-al treilea document, misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, nu pune probleme foarte serioase la o primă vedere. Este un document care nu face altceva decât să exprime economia. Să spună, suntem în lume, nu suntem singuri pe lume. Nu ne putem revendica originea creștină singuri. Mai sunt și alții care își revendică identitatea din învățătura lui Hristos. E o realitate. Noi suntem biserică cu majusculă, ei se numesc biserici sau religii. Noi nu putem să nu ținem cont de această realitate socială. Și textul spune, biserica este semnul și imaginea Împărăției lui Dumnezeu în istorie și nu rămâne indiferentă față de problemele care sunt în lume și preluând prin iubire vie durerile și rănile provocate de răul care lucrează în lume, se manifestă în toate circunstanțele acestei lume. Dacă biserica e mamă, Ianaras spune că biserica e aluatul care dospește toată frământătura. Dacă biserica e mamă, poate o mamă să nu plângă la suferința fiilor, chiar a celor ce nu mai recunosc ca mamă? Nu-i mamă dacă nu plânge. De aceea, canonul întâi a Sfântului Vasile cel Mare exprimă foarte, foarte clar cei ce sunt separați de biserică pentru lucruri unde mai este nădejde de îndreptare. Canonul spune, sunt încă ai bisericii. Nu sunt în biserică, dar sunt încă în grija iubitoare, în suferința iubitoare a bisericii. Și acest text nu face altceva decât să sublinieze aceste lucruri. Să spună că este necesară o cooperare intercreștină pentru a face față provocărilor din societatea de azi. Și că dacă într-o lume în care oamenii nu mai văd pe Hristos, noi putem măcar să participăm ca în parte ei să vadă o parte din pacea pe care Hristos ar fi trebuit să fie receptat ca fiind originea ei, noi nu putem decât să mărturisim. De aceea spune că dialogul interreligios și cooperarea, atenție, atât își stabilesc obiectiv, să fie posibilă limitarea manifestărilor de fanatism pentru întărirea prieteniei dintre popoare, triumful libertății și a păcii în întreaga lume, pentru binele fiecărei persoane, indiferent de rasă și de religie. Este afirmat explicit că dialogul exclude orice formă de sincretism. Iertați-mă, dar nu știu dacă la acest nivel de manifestare a noastră în responsabilitate am fi putut spune mai multe. Nu citesc ceea ce e pe ecran acum, pentru că sunt lucruri care merg în aceeași direcție, dar care insistă asupra faptului că biserica nu poate, nu-și poate permite să nu dea o mărturie de mamă a întregii lumi. Biserica este aluatul care dospește toată frământătura. De aceea, această obligație este fundamentală. Documentul precizează obligativitatea protejării creației prin asumarea responsabilității și atrage atenția asupra noilor provocări. Omul de știință trebuie să asume nu doar libertatea de a întreprinde cercetări, ci și să stopeze cercetarea atunci când principiile creștine și umane sunt încălcate. Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine merg în același sens, dar sunt aplicate de această dată la relațiile intercreștine. Citind acest text, analizându-l, chiar am regretat că se observă o frică de cei ce îl vor judeca. Și din frică față de această
această judecată, suntem superficiali în afirmare. Aș zice, poate nu superficial, dar ne dăm seama că nu putem spune mai mult. Și chiar cred că nu putem spune mai mult. Dacă și așa, cum am spus, lucrurile sunt răstărmăcite, deja e o problemă serioasă. Iarăși, nu o să citesc tot ce aveți pe ecran, dar o să subliniez câteva lucruri elementare. Biserica afirmă foarte clar. Biserica ortodoxă este Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolică, apostolică. Și ca mamă, ea ocupă un rol central pentru promovarea unității creștine în lumea de azi. Aici nu mai e o opțiune, e obligație de a ne dori să avansăm într-o direcție în care cei ce s-au îndepărtat de biserică să poată să o înțeleagă și să o asume. Dar se atrage foarte clar atenția că nu poate fi pusă sub îndoială unitatea bisericii. Noi nu putem să spunem biserica e separată. Unitatea bisericii nu este pusă la îndoială. Dar la participarea la mișcarea ecumenică, noi nu facem altceva decât să mărturisim. Lucrul acesta este fundamental. Această întâlnire cu ceilalți nu este împotriva naturii și istoriei Bisericii Ortodoxe, ci constituie expresia însăși a credinței și a tradiției noastre. E obligație să mărturisim. Dacă noi nu mărturisim, pietrele vor mărturisi. De aceea, dialogul se sprijină pe însăși conștiința ortodoxiei. Spirit ecumenic aici nu în sensul de un spirit de ecumenism, ci spiritul universalității vocației sau vocația universală a mesajului eclezial. Cu scopul nu să căutăm noi bazele credinței, ci să mărturisim pentru că aceste baze ale credinței să poată să fie asumate. Bineînțeles că un text care e publicat în mai multe limbi, tradus de 1000 de oameni, poate să sufere anumite nelămuriri. Dar eu cred că sensul acesta este și în dezbatere din sinod sunt convins că în această direcție vor fi abordate. Iar atunci când vorbim despre Biserica Ortodoxă, vorbim Biserică cu majusculă. Când vorbim despre celelalte confesiuni creștine, spunem confesiuni creștine și biserică cu minusculă, ele se numesc așa. Nu putem să le interzicem acest lucru. Dar noi nu dăm majuscula decât la acest caracter eclezial de plin. Nu intră textul în dezbaterea limitelor bisericii. E prea devreme să discutăm aceste lucruri. Nici să-l prezentăm pe Părintele Stăniloae cu studiul lui Sinodalitatea deschisă. E suficient să mărturisim că nu negociem unitatea Bisericii Ortodoxe, nu negociem credința ortodoxă, nu negociem faptul că ar fi Biserica dezunită. Nu e dezunită. Biserica e una, dar dăm o mărturie în acest context. Și iarăși, ar trebui să fim schizofrenici, să nu vedem că e o unitate pierdută. Mai ales musulmanii ne fac să înțelegem acest lucru. Și noi trebuie să suferim. Dacă nu ne doare sufletul că e pierdută această unitate, nu mai suntem ortodoxi. Iar dacă ne doare sufletul că e pierdută această unitate, nu putem să ne purtăm ca și cum am fi singuri pe pământ. De aceea, aceste elemente sunt fundamentale și eu zic suficiente. Sunt anumite ezitări în text care merită să fie corectate. Și de aceea au fost date textele spre receptare prin sinodalitate pe biserici locale. De aceea se va întruni încă o sinaxă înainte de reuniunea plenă a Sfântului și Mare Sinod. De aceea vor fi luări de poziție. Eu sunt convins că toate observațiile de bun simț, adică ortodoxe. Ortodoxia fiind nu altceva decât bunul simț. Vor fi luate în considerare și aceste texte vor putea fi ameliorate. Următorul text despre diaspora ortodoxă. Inițial s-ar fi dorit ca textul să fie
un drum până la Sfântul și Marele Sinod, ca Sfântul și Marele Sinod să se ancoreze ecleziologic diaspora, să se găsească normalitatea canonică și să se intre în normalitate. Până la urmă s-a constatat că încă nu suntem pregătiți pentru a avea o normalitate canonică în ceea ce privește diaspora aici. E o problemă foarte complexă, care merită discutată, dar încă într-o conferință. Ce e normalitatea canonică privind diaspora? E biserica locală. Nu doi, trei episcopi într-o cetate sunt problema, neapărat. Pentru că dacă e un singur episcop într-o cetate, dar ăla e sârb, și ca să fii ortodox francez, trebuie să fii, înainte de a fi ortodox, fii sârb. Chiar dacă e un episcop ortodox într-o cetate, nu-i normalitate. Tot economie e și tot nerânduială. Normalitatea e altceva, dar textul nu își propune să exprimă această normalitate, pentru că nu putem ajunge la un context legat de această normalitate, și să afirmă această posibilitate de a trăi în pace și în bună înțelegere, într-o mărturie cât se poate a unității, prin intermediul acestor adunări episcopale. Mulți critică noțiunea și structura, zicând că e un model de ecleziologie latină care nu se poate plia pe ecleziologia ortodoxă. E o dezbatere care poate fi făcută pe această temă, dar e deja ceva. Faptul că episcopii se întâlnesc față către față, exprimă într-un fel sinodosul. Că nu numim sinod ca să nu fie frustrați cei ce nu vor biserici locale. Că nu li se dă o libertate absolută ca să fie bisericile mamă împăcate. Că se abțin sau se pot episcopii înfrunta în aceste adunări fără să bulverseze oarecum relațiile canonice de biserici autocefale, e o realitate. Dar e ceva. Economia nu face altceva decât să găsească o soluție rezonabilă pentru un timp concret. Și textul face acest lucru. Ultimul text, autonomia și modul ei de proclamare. Nu citesc ceea ce e pe ecran acum. Din acest text reiese că problema cea mare e autocefalia. Nu în sensul că bisericii autocefale ar fi o problemă. O biserică care primește autonomia numai ca să nu-i se recunoască autocefalia, ajunge la un moment dat într-o situație foarte delicată. Și se întâmplă ca să fie două biserici autonome în același teritoriu și două biserici autocefale să revendice autonomia, și atunci cineva să-și asume rolul de mediator, și acest rol îl asumă Patriarhul Ecumenic. Iarăși, o economie pe care textul o afirmă. Așadar, vedeți că din această încălceală acestei pregătiri a Sfântului și Marele Sinod, totuși a ieșit ceva. Și zic eu că putem da slavă lui Dumnezeu și chiar îi rog pe Înalt Preasfinții Părinți și pe Preasfinții Părinți și pe fiecare dintre frățile voastre să nu ne apropiem de rusalile acestea fără să facem rugăciuni în parohie pentru acest moment. Eu cred că dacă n-am făcut-o până acum, de acum înainte, ar trebui să ne rugăm pentru acest moment. Ca nu cumva să nu mai lăsăm Duhul Sfânt să fie cu noi din încăpățânările noastre. Și acolo să fie o lucrare care să fie dincolo de lucrarea omenească. Vă spuneam că drumul e greu. Vedeți o luminiță la capătul acestui drum. Acea pată de culoare galbenă. Nu e joia cea mare înainte de parusie. Dacă credem că Hristos e calea sinodos și credem că în Hristos suntem uniți, să știți că ultima ședință a Sfântului Sinod va fi prima clipă după venirea lui Hristos. Până atunci suntem în sinodalitate. Vă mulțumesc!